Interpreții de muzică populară din zone diferite ale țării și din generații diferite și-au dat întâlnire la Reghin duminică 1 ianuarie. Aceștia vor susține recitaluri în cadrul spectacolului aniversar dedicat Mariei Neag. Evenimentul este programat pentru ora 16 la Casa de Cultură George Enescu din municipiu și este rezultatul unei colaborări între instituțiile locale. Un interpret local, Maria Neag, își aniversează sau de fapt face un spectacol aniversar în colaborare cu Casa de Cultură a Tineretului și susținut de Primăria Municipiului Reghin și Consiliul Local, și Casa de Cultură Eugen Nicoară va fi prezent alături de noi, și este neapărat de menționat faptul că, iată, o ramură a televiziunii române din București, TVH-ul, TVH București, va fi alături de noi și va filma și va transmite tot acest eveniment în toată țara. Organizatorii speră ca spectacolul să fie savurat de publicul reghinean, care, se știe, este receptiv la muzica populară. Intrarea va fi liberă. De fapt, este frumusețea muncii și a darului pe care l-are a interpretei Maria Neag, transpus pe scenă alături de foarte mulți interpreți din țară. Trebuie să aducem susținerea cuvenită interpretei de valoare a orașului nostru. Cred că este cea mai importantă răsplată a muncii pe care o are Maria Neag, este ca să fie părtaș la acest eveniment. Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Ionela Moruțan, Dumitru Gliga, Corina Florea, Gabriela Merdar, Ana Crișan, Mihaela Botoș, Livia Harpa, Leontina Pop, Dorina Oprea, Cornelia Ardelean, Viorel Reghian. Este un moment foarte important și mă bucur că eu pot să particip și să împărtășesc bucuria de această dată a prietenei mele, Maria Neag. Colaborarea mea cu scena și cu cei care ne aplaudă pe noi a început la Reghin, pe scena Casei de Cultură din Reghin. Și am un respect și un sentiment aparte pentru publicul reghinian. De Maria merită să fie serbată, Maria merită să fie alături de prieteni dragi, să fie înconjurată de publicul care i-a dat valoare în lumea cântecului popular românesc. Și cu toții știm că sunt eforturi mari să organizezi un spectacol, dar atunci când dai dovadă de dragoste și prietenie, nimic nu este imposibil. Maria a făcut tot posibilul să ne întâlnească pe noi, interpreți din diferite generații, la spectacolul Haideți Oameni să Petrecem. Spectacolul va oferi publicului șansa de a-i asculta și pe Constantin Bahrin, Ana Almășana, Ciuntea, ori de a-i urmări pe cei de la ansamblurile Doina Mureșului, Dor Solovăstrean. Vor fi și momente vesele cu trupa din culise. Prezentator este interpretul și realizatorul TV, Georgel Nucă.